Dimineață am avut ocazia ca să privim împreună dacă eu am fost supus la această experiență a suferi prea multă petrecere la nuntă. Am avut ocazia ca împreună să medităm asupra căsătoriei creștine și asupra principiilor care stau la baza unei căsătorii creștine și vreau să vă mărturisesc ceva ce s-a întâmplat imediat după. Ca și o paranteză înainte ca să încep mesajul din această seară, este unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult despre biserica noastră, faptul că suntem extrem de sinceri unii cu alții, sau ar trebui să fim, și de cel mai multe ori, cel puțin cu mine, eu am impresia că lumea e foarte sinceră și foarte deschisă și asta este un lucru foarte pozitiv, pentru că foarte multe biserici nu este așa. În foarte multe biserici lumea evită ca să spună anumite lucruri, bune sau rele, încurajări sau critici și până la urmă aceste lucruri nespuse dăunează și este nevoie să auzi de când în când o critică sau o încurajare și sora Cristina mi-a trimis un mesaj după predică și printr-o încurajare despre faptul că i-a fost folositoare a încheiat cu ce a părut ca și o critică și vreau să corectez critica asta. Și am făcut un pic greșeala, într-adevăr, nu știu dacă mă credeți, dar atunci când iei un curs de omiletică, unul dintre aspectele care întotdeauna sunt tratate în cursul de omiletică este aspectul de a evita tendința de a te da ca și exemplu pozitiv în predică. Este mult mai corect ca să te dai ca și exemplu negativ, dar vrei ca să eviți ca să te dai ca și exemplu pozitiv, pentru că nu vrei ca să pui o lumină prea bună asupra ta ca și predicator, precum ai spune că, uite, eu am ajuns la o stare de desăvârșire și voi nu ați ajuns. Deși, pe de altă parte, Biblia spune că trebuie să privim la mai marii noștri și să privim la cei care ne învață și să privim la viața lor și la felul care își conduc viața și mai ales la felul care sfârșesc viața. Și sora Cristina, așa cum ea știe să facă foarte bine, să te critice în așa fel încât să nu poți să-i reproșezi nimică, pentru că e clar că e din dragoste, e clar că e spre binele tău. A zis, frate, ar fi fost bine să dai și un exemplu pozitiv despre sora Anca. Dacă tot ai zis ceva bun despre tine, să dai și un exemplu pentru soții pozitiv. Și m-am simțit, am zis, uite, m-am lăudat eu și despre sora Anca nu am zis nimică pozitiv și am vrut ca să-i scriu la sora Cristina o replică, poate cam repezită, dar providența Domnului este fantastică. Ieri mi-a expirat opțiunea de Orange și n-am putut trimite mesajul și când să-l trimit n-a mers, am uitat de el și gândindu-mă asupra critici între ghilimele, am zis, măi, are dreptate. M-am pus într-o lumină pozitivă, fără ca să arat felul în care de multe ori soțiile noastre sunt într-adevăr femei credincioase, și sunt într-adevăr femei care se supun și care urmează soții lor și urmează pe Domnul. Și într-adevăr sunt extrem de binecuvântat cu asemenea soție. Nu zic că este perfectă, nu există soția perfectă, dar extrem de binecuvântat. Un rabin zicea că femeile nu realizează cât de importante sunt ele în viața familiei și în viața soțului. Zicea acest rabin, rabinul Lapin, că femeia ține în palma mâinii sale tot ceea ce înseamnă esența bărbatului. Și o femeie de calitate poate să ridice un bărbat, poate ca să-l zidească și să creeze din el un uriaș în stare ca să cucerească națiuni, sau printr-un simplu cuvânt poate să-l dărâme încât să nu se mai poată ridica. Și așa este. Femeia este o parte esențială din identitatea bărbatului și dacă pentru bărbat, femeia este ceva absolut esențial. Pentru femeie, de multe ori, este la fel, dar este de multe ori familia, căminul, copiii, inclusiv lucrurile care noi nu le prea băgăm în seamă. De exemplu, pentru o femeie, casa ei este extrem de importantă. Așa, poate este modestă, nu neapărat să fie ceva de lux, dar faptul că ea și-a ales perdelele, faptul că este locuința ei, căminul ei care ea l-a creat pentru familia ei, este extrem de important și femeile pun rădăcini foarte repede. Noi bărbații nu așa de mult. Știi, dacă ne-am mutat de aici acolo, ce contează, asta e. Până la urmă important e să ai undeva să-ți pui capul jos. Când am venit în România,
acum aproximativ 2 ani. Domnul a lucrat în viața noastră în așa fel încât ne-a cercetat o perioadă destul de lungă înainte să venim și eu am avut parte de o cercetare deosebită. M-am consultat cu diferiți oameni care au fost influențe extrem de pozitive în viața mea despre aspectul acesta de slujire în România cu tatăl meu și cu alții și la un moment dat am fost la o conferință de păstori 4 zile în care a fost și Anca și copiii, ei au stat și s-au avut un timp frumos în familie în timp ce eu am fost la această conferință și în cele 4 zile Domnul mi-a vorbit într-un mod foarte puternic, nu cu așa vorbește Domnul, ci prin cuvântul său, prin predicare, așa cum vorbește astăzi, prin oameni ai Domnului și discutând cu oameni care au avut o influență extrem de pozitivă în viața mea și au și astăzi, am ajuns la concluzia că Domnul vrea ca să vină în România și am fost pus înaintea lor posibilitatea de a veni în România la Biserica Speranța și am pus un termen în mintea mea, am zis, vin 2 ani de zile, în 2 ani de zile fac ce pot face și de acolo Domnul să-i ajute și când am venit de la Florida, de la această conferință și am ajuns acasă, înainte să ajungem acasă ne-am oprit la un supermarket să cumpărăm niște lapte, când am ajuns cu laptele în mașină îi zic la Anca, nu mai pot, simt că trebuie să facem ceva, simt că Domnul ne cheamă la această lucrare și soția mea, care de altfel urăște schimbarea și urăște ca lucrurile să nu fie exact conform unui plan bine stabilit, a zis, bine, ne facem valizele și ne mutăm în România. Este un lucru fantastic, care poate eu, dacă n-aș fi fost prelucrat de Domnul pentru un timp îndelungat, n-aș fi putut ca să fac o asemenea decizie. După ce am ajuns în România, lucrurile s-au deteriorat foarte, foarte repede la Biserica Speranța. După ce am venit, după adunarea generală, am predicat cred de 3 ori și după aia m-au dat afară și m-am dus acasă și m-am întrebat cum a fost. Zic, a fost foarte bine, m-au dat afară, s-a terminat. Mă așteptam ca să răsufle ușor și să zic că gata, putem merge acasă, s-a terminat drama aceasta. A fost mai înțeleaptă decât atât, n-a spus nimic. Și la câteva săptămâni, după ce am stat în rugăciune și am discutat cu alți frați și am luat decizia ca să plantăm această biserică, am întrebat-o, ești pregătită pentru drumul acesta? Ești pregătită ca să începem la această călătorie? Și a zis da, la care am întrebat-o, dar înțelegi că asta înseamnă că termenul nostru de 2 ani de zile e spulberat? Înseamnă că nu știm dacă ne mai întoarcem între ghilimele acasă sau când ne mai întoarcem sau ce vrea Domnul. Și soția mea care urăște schimbarea, adică dacă îi zici că la ora 4 ești acolo și nu ești acolo la ora 4, Dumnezeu să-ți fie adăpost pentru că este o mare problemă, n-a zis absolut nimic, a zis da, înțeleg, dar asta este voia Domnului. Soțiile noastre, care până la urmă, fie că știu, fie că nu știu, ne țin sufletul într-un fel în palmele lor, ne pot ridica și ne pot da curajul ca să-L urmăm pe Domnul și să facem lucruri mărețe pentru El sau ne pot dărâma în așa fel încât nu ne mai putem ridica. Aveți o mare responsabilitate soțiilor față de soții voștri. Puteți fi o influență fantastică în viețile lor prin simplu fapt de a fi supuse atunci când soții voștri vor să facă voia Domnului. Știți când vor să facă voia Domnului, știți când au tendințe spre bine, știți când au inițiative spre bine și știți că atunci ar trebui ca să tăceți din gură și să nu-i criticați, atunci ar trebui să le spuneți o vorbă bună și știți că atunci vine satana și vă spune, păi acum te-o lua și pe tine ca să ne apucăm de astea spirituale, acum îți trebuie și ție să știți momentele acelea, luptați împotriva acelor porniri. Pentru că sunt acele momente care ori tăcere, ori mai bine susținere, pot transforma bărbatul vostru într-un bărbat care nu-l veți recunoaște. Sora Cristina, sper să fie un exemplu suficient de bun și îmi cer iertare dacă m-am lăudat prea mult dimineață. Haideți acum, într-un timp foarte scurt, să privim la Psalmul 32, un psalm absolut minunat, un psalm absolut fantastic. Am fost așa de bucuros când fratele Sorin, n-am fost apucat să mă uit la buletin, l-a citit un fragment din el dimineață. Luther a fost întrebat odată care este psalmul lui favorit și Luther a răspuns, zice, psalmul meu favorit este psalmul lui Pavel. Și cei care l-au întrebat au zis, Luther, dar știi foarte bine că Pavel n-a scris niciun psalm. Și Luther a zis, ba da, psalmul 32 este psalmul paulin pentru că este psalmul justificării. Este psalmul care
Pavel îl citează în Romani când vorbește despre imputarea neprihănirii care o avem și spune precum și David a spus, fericit este cel care este socotit neprihănit, cel care fără de legea lui a fost iertată, cel care păcatul lui este acoperit. Este un psalm minunat și mai sunt trei sau patru psalmi de asemenea care vorbesc despre această bucurie a fi iertat. Psalmul are aproximativ patru secțiuni evidente, sau cel puțin patru care eu le-am identificat. Prima este de la versetul 1 la 2 și ne vorbește despre bucuria iertării, despre faptul că ar trebui ca să fim fericiți pentru că avem fără de legea iertată, pentru că avem păcatul acoperit. Descrie omul care este fericit. Omul care este fericit este omul care are fără de legea iertată, care are păcatul acoperit, omul care Dumnezeu nu-i mai ține seamă fără de legea. Acesta ar trebui să fie omul fericit. Acesta este omul care are motive de fericire. Cât de bucuroși am fi dacă datoriile noastre ar fi acoperite de cineva. Datoriile care le avem, cine știe unde, ar trebui să nu avem datorii, pentru că Biblia ne spune cei care sunt datori sunt robi față de cei care datorează. Cei mai mulți creștini nu mai bagă în seamă chestii de genul, dar Biblia spune, inclusiv în relațiile noastre cu banii, felul în care ar trebui ca să tratăm lucrurile. Atunci când luăm bani împrumuți, intrăm într-o condiție de sclavie. Fie că ne place să admitem, fie că nu ne place să ne admitem. Să ne imaginăm, pentru că toți am avut datorii, că un prieten al nostru ar veni și ar spune, îți acoperi toată datoria, oricât de mare ar fi ea. Ce bucurie ar produce pentru noi. Am avea motiv de fericire. Cu atât mai mult, cel care are păcatul său, datoria sa de nelegiuire acoperită de Dumnezeu, este omul fericit. Cel care Dumnezeu nu-i mai ține cont, nu mai contabilizează păcatele lui, nelegiuirile lui și le-a șters pe toate prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, este omul fericit. Dar este acest om care este fericit, care este fericit pentru că păcatul lui este iertat, care trebuie să fie și omul care este inocent. Omul care se bucură că păcatul lui a fost iertat doar ca să mai păcătuiască este un om nebun, spune Apostolul Pavel. Să păcătuim noi ca să mulțească harul? Ferească Domnul să facem noi așa ceva. Psalmistul spune în versetul 2, ferice de omul căruia nu-i mai ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Ce înseamnă aceasta? Cel care își recunoaște păcatul, cel care este iertat de păcatul lui și cel care nu mai păcătuiește sau cel puțin să zbate să nu mai păcătuiască. Omul care vrea doar bucuria fericirii, fără ca să fie un om într-adevăr neprihănit, să dorească să fie neprihănit, să nu fie un om viclean, duhul lui să fie inocent, să fie curat, omul acela care vrea ca să-l manipuleze pe Dumnezeu este un om demonic și nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Omul care se poate într-adevăr bucura de această fericire a iertării este omul care îmbină cu iertarea sfințenia. Omul care caută iertarea lui Dumnezeu și caută să trăiască în lumina acelei iertări prin sfințenie, prin neprihănire și prin lipsă de viclenie în duhul său. În al doilea rând, Psalmistul ne prezintă de la versetul 3 la 4 blestemul tăcerii. Ce se întâmplă în viața noastră atunci când avem păcat în viața noastră și nu spunem nimic, nu mărturisim acel păcat, nu recunoaștem acel păcat. Ne arată în versetul 3 care este povoara păcatului nemărturisit. Când tăcem cu păcatul nostru, când trăim cu păcatul nostru. Unii comentatori au speculat faptul că acest psalm ar fi fost scris de David după ce a primit iertare din partea Domnului pentru ceea ce s-a întâmplat cu Batșeba. Și este foarte posibil, deși David a avut așa de multe păcate, că a avut foarte multe oportunități ca să resimtă bucuria iertării. Precum toți credincioșii au foarte multe ocazii să resimtă această bucurie pentru că greșim tot timpul. Și Dumnezeu este bun și credincios dacă îi mărturisim păcatele noastre să ne ierte și putem să simțim această bucurie în mod continuu. Asta nu înseamnă că căutăm să greșim ca să fim bucuroși, ci înseamnă că trebuie să fim bucuroși că atunci când greșim, știm că El ne iartă. Știm că la El avem absolvire de păcatele noastre. Această povară este descrisă și este ceva îngrozitor. Versetul 3. Câtă vreme am tăcut?
Către vreme n-am strigat către Domnul cu păcatul meu, către vreme nu l-am mărturisit, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. O durere fantastică, un chin, o povoară fantastică pentru cei care stau cu păcate nemărturisite, păcate care nu le spun Domnului. Absurditatea a tăcea cu păcatul tău în fața Domnului este cumva presupunerea că Domnul nu știe deja. Că dacă tu nu recunoști sau nu mărturisești, Domnul nu este conștient. Domnul știe absolut orice ce faci, orice ce gândești, orice pornire a inimii tale. Și singurul care suferă în această relație, când tu stai în tăcere, ești tu. Sufletul tău, duhul tău, geme cu tot felul de dureri, cu gemete necurmate, oasele se topesc, este un tablou fantastic a ceea ce înseamnă această povoară. În al doilea rând, pe lângă povoara păcatului, care o simțim în trupurile noastre, care o simțim în viața noastră de zi cu zi, se manifestă, ca să folosim termeni moderni, pentru că poate termeni precum le folosește psalmistul, topirea oaselor și gemetele noastre necurmate sunt departe de noi, să folosesc termeni clinici ca să înțelegeți, sunt oamenii care de multe ori vin și spun, sunt foarte stresat, am anxietate, n-am liniște și așa mai departe. Sunt într-o depresie, da? Ăștia de obicei sunt oameni care au probleme spirituale nemărturisite. Nemărturisite. Până acolo încât trupurile lor suferă, oasele lor sunt afectate. Tabloul acesta, metafora folosită despre topirea oaselor este să ne indice faptul că temelia noastră, ceea ce trebuie să fie cel mai tare în corpul nostru, care ne susține în picioare, ajunge să fie afectat. Esența noastră este afectată de păcat în așa fel. Și gemetele necurmate, evident, ne arată efectele psihologice și efectele asupra minții și asupra inimii noastre. Atunci când nu mărturisim păcatele noastre înaintea Domnului. În al doilea rând, vedem și disciplina care vine și pedeapsa care vine din partea lui Dumnezeu. Priviți versetul 4. Căci zi și noapte, mâna ta apasă asupra mea. Mi se uscă vlaga, cum se usucă pământul de secetă verii. Și nu este de mirare că vlaga noastră dispare atunci când mâna lui Dumnezeu ne apasă. Nu este de mirare că nu mai avem putere ca să fim activi în viața noastră, nu mai avem putere ca să îndeplinim sarcinile care trebuie să îndeplinim, nu mai avem bucurie, nu mai avem vlagă când mâna lui Dumnezeu, aceeași mână care ține în palma ei întregul univers, apasă asupra păcătosului care nu-și mărturisește păcatele. Aceeași mână care este mai puternică decât orice împărat, decât orice națiune, decât orice forță pe acest pământ, apasă pe păcătos în așa fel încât uscă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și de multe ori resimțim acele momente în care nu știm exact de ce, deși dacă ne-am analiza, am ști că este păcatul din viața noastră, dar nu mai avem chef de nimic, nu mai avem putere pentru nimic, nu mai putem realiza nimic. Și lumea întreabă, ce-i cu tine? Nu știu, dar nu mai am nicio putere, nu mai am nicio izbândă, nu mai am niciun succes în viața aceasta, nu mai pot ca să realizez nimic, mă simt terminat. De multe ori, asta este mâna lui Dumnezeu care apasă asupra noastră și resimțim lucrul acesta de la psihicul nostru, la sufletul nostru și până la trupul nostru care se usucă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. În al treilea rând, psalmistul vine și ne arată în următoarea secțiune care sunt beneficiile mărturisirii. De la versetul 5 la 7, David ne prezintă beneficiile mărturisirii. În versetul 5, David nu mai poate să reziste. Să nu aveți impresia că David a fost un sfânt care în momentul în care a păcătuit, gata, s-a mărturisit și dintr-o dată el a recunoscut. Nu. David vine și ne spune, a resimțit durerile tăcerii, a ajuns până acolo încât n-a mai putut să facă față presiunii. Și el vine și spune, atunci când n-a mai putut, atunci când trupul meu se sfârma, atunci când gemetele mele nu se mai opreau, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Dar până atunci a încercat să fie viclean.
Până atunci a încercat să ignore, până atunci a încercat să blufeze pe Dumnezeu, până atunci a încercat să spună tuturor din jurul lui: nu, eu sunt bine, doar traversez o perioadă mai grea. Nu. Nu. Pe Dumnezeu nu-L poți minți și până la urmă nici pe tine nu te poți minți. David ne prezintă aceste beneficii. Aceste beneficii care vin în urma mărturisirii. Mărturisirea despre care vorbește David, vedem că are mai multe aspecte. Este în primul rând o recunoaștere a păcatului, o recunoaștere a faptului că fără de legea este fără de lege. Cei mai mulți dintre noi am impresia, sau cel puțin dacă privesc în viața mea, nu mărturisim păcatele noastre pentru că am devenit așa de dibaci că ne-am convins noi pe noi că nu sunt păcate. Știi, frate, eu n-am păcate să mărturisesc. Eu, știi, mai greșesc, mai am anumite lacune. Acum nimeni nu-i perfect. Lacunele sunt păcate. Da? În vocabularul lui Dumnezeu astea sunt păcate. Greșelile sunt păcate. Orice încălcare a legii lui Dumnezeu în vorbă și faptă este păcat. Dar ne-am convins că noi nu avem păcate și mărturisirea începe cu recunoașterea păcatului în viața ta. O analiză la rece în care te uiți în viața ta și spui: știi, lucrul ăsta care până acum n-am fost dispus să-l numesc păcat, îl recunosc ca și păcat. Recunosc că acțiunea respectivă, că decizia respectivă a fost păcătoasă. Recunosc că felul în care am vorbit sau felul în care am acționat, oricât de mult l-am justificat până acum, a fost păcătos. Pentru că dacă nu recunoști un lucru ca și fiind păcătos, nu o să poți să-l mărturisești. După ce l-ai recunoscut, el trebuie mărturisit. Nu este suficient ca tu să-l recunoști, ci trebuie să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, ăsta este păcat, îți mărturisesc ceea ce am făcut. Și trebuie ca să-ți ceri iertare, trebuie să-ți pară rău pentru acel păcat. Poate este partea cea mai grea. Dacă putem recunoaște păcatele din viața noastră, dacă chiar putem ca să le spunem în fața lui Dumnezeu sau în fața altora, poate este foarte greu pentru că am devenit așa de comoz în a trăi cu ele ca să ne pară rău pentru ele. Să ne cerem iertare pentru ele în mod sincer. Și când David face acest lucru, când David recunoaște păcatul, mărturisește păcatul lui înaintea Domnului și își cere iertare pentru păcatul lui, este foarte interesant când David spune: atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-a mai ascuns fără de lege. Ați observat până aici, este singular. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Plural. Odată ce David analizează viața lui și începe și recunoaște păcatul, evident a fost un păcat care a declanșat această stare. În momentul în care se confruntă cu starea lui de păcat în viața lui, realizează că nu este doar un singur păcat. N-a fost doar Batșeba problema în această ecuație. Au fost multe lucruri în viața lui și când s-a lăsat luminat de puterea Duhului Sfânt și s-a lăsat despicat de cuvântul Domnului și a privit în viața lui în mod obiectiv, a văzut că sunt multe fără de legi care trebuie mărturisite și Dumnezeu, față de recunoașterea lui, față de mărturisirea și de părerea de rău, Dumnezeu iartă păcatele lui David, toate păcatele lui David. Dumnezeu iartă păcatele lui și David beneficiază de acest lucru. În primul rând vedem că apăsarea aceasta care o simte David sistează. Mâna lui Dumnezeu nu mai apasă asupra lui, psihicul lui nu mai este tormentat, sentimentul acela de vinovăție, lipsa de vlagă dispar și în schimb vedem că este binecuvântat de Dumnezeu. Priviți de la versetul 6 la versetul 7. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Ce înseamnă la vreme potrivită? Să nu cumva să credeți că există un motiv pentru care ar trebui ca să amânăm mărturisirea noastră. La vreme potrivită înseamnă roagă-te cât mai este timp. Roagă-te pentru că mâine nu știi ce vine. Roagă-te pentru că ziua de astăzi este a ta și ziua de mâine nu este. Roagă-te pentru că nu știi când mai faci față la situația în care ești și cum ești. Timpul potrivit este acum. Timpul potrivit este în momentul în care ai păcătuit. Orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea.
Tu mă scoți din necaz și tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Același David și același Dumnezeu, care înainte David era zdrobit de Dumnezeu și era nenorocit din cauza păcatului său și din cauza tăcerii lui, acum el este ocrotit de Dumnezeu, el este scos din necaz, el este înconjurat de cântări de izbăvire. Pentru că și-a mărturisit, și-a recunoscut și și-a cerut iertare pentru păcatul său și Dumnezeu l-a iertat. Și când Dumnezeu iartă, pentru că Dumnezeu face totul desăvârșit, Dumnezeu nu se mai comportă cu tine cum s-a comportat atunci când erai neiertat sau când erai în răzvrătire. Cum facem noi de multe ori. Știi, avem o altercație între prieteni sau între frați și te duci și îți ceri iertare și îți cere iertare. Și am observat și eu asta de multe ori când am avut ocazia ca să fiu implicat în altercații de genul în care au fost mai multe persoane. Și s-a cerut fiecare iertare și după aia eu am plecat, să zicem, la drum cu una dintre persoane. Nu mai am nimic de a face cu asta. Păi, bomule, dar acum am stat de vorbă și au zis că ți-o ceru scuze și la iert. Da, da, ce crezi că eu mai am încredere în ăsta? Tu crezi că eu mai discut cu ăsta cum am discutat până acum? Dumnezeu nu este așa. În momentul în care ne-am cerut iertare și în momentul în care Dumnezeu rezolvă problema care este între noi și El, care până la urmă El o rezolvă, că noi nu o putem rezolva. Discutam astăzi cu fratele Andrei Croitoru, vreau să pierd cumva timpul la nuntă și discutam pe telefon și am remarcat împreună cât de minunat este în pilda fiului risipitor, atitudinea fiului risipitor. După ce pleacă, își ia averea, pleacă, o risipește, ajunge ca să fie mort de foame și la un moment dat își vin mințile la cap. Foamea și necazul are efectul ăsta, să-ți vină mințile la cap foarte repede, când dai de greu, când dai cu capul. Și atitudinea lui este foarte frumoasă pentru că este corectă. Se gândește fiul risipitor și zice, vreau să-mi duc înapoi acasă la tata și dacă la tata acasă angajații, sclavii au ce mânca, știu că eu nu mai am nicio șansă și niciun merit, chiar dacă îmi cer iertare și recunosc păcatul meu, ca să devin din nou fiu. Pentru că eu nu am cum ca să repar ceea ce am stricat. Eu n-am cum ca să acoper păcatul care l-am făcut. Și el merge înapoi în fața tatălui său fără nicio pretenție de a fi iertat sau de a fi restaurat, pentru că știe că n-are cum să-și achite datoria. Și zice tatălui său, tată, știu că am păcătuit față de tine și am păcătuit față de cer și știu că nu merit nimică. Și tatăl său știe ce face? Tatăl său nu face ce se așteaptă fiul risipitor și zice, da, așa este, te iert, dar de astăzi noi nu mai avem o relație de fiu. De astăzi tu vei fi ca și o sclugă. Nu. Deci aduceți hainele cele mai frumoase, aduceți belșugul casei noastre, haideți să avem un ospăț pentru că s-a întors fiul meu acasă. Era mort în păcatele lui și acum este viu și trebuie ca să ne raportăm din nou față de el ca și înainte să fi păcătuit. Vedeți, Dumnezeu știe cum să ierte pentru că Dumnezeu este desăvârșit în toate lucrurile. Dacă te-ai certat cu cineva și l-ai iertat, și astăzi te raportezi față de ei, diferit de cum te-ai raportat când nu erați certați, nu l-ai iertat. Pentru că Dumnezeu, când iartă, uită păcatul nostru și se raportează față de noi prin Iisus Hristos precum am fi desăvârșiți. Și David beneficiază de această binecuvântare a lui Dumnezeu. Simte dragostea și protecția și ocrotirea lui Dumnezeu. Toată apăsarea, toată greutatea dispare și el este din nou într-o stare de bine. De fapt, în final, David ne prezintă binecuvântarea unei relații de încredere cu Dumnezeu. Binecuvântarea unei relații deschise cu Dumnezeu. Atunci când suntem într-o relație în care nu ascundem nimic față de Dumnezeu, atunci când de fiecare dată când am căzut în păcat, mergem și mărturisim păcatul nostru, atunci când avem deplină încredere în Dumnezeu ca să discutăm cu El în mod deschis, ca să împărtășim orice povară din viața noastră, suntem binecuvântați. Și David este extrem de marcat de această experiență și ne arată care sunt aceste beneficii, aceste binecuvântări. În primul rând, David ne spune că Dumnezeu vrea ca să ne învețe. Atunci când avem o relație corectă cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca să ne învețe. Versetul 8.
Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. De ce îi spune asta Domnul? Este ca și consecința a ceea ce face David. David își mărturisește păcatul, dar are o relație deschisă ca și între fiu și tatăl și Dumnezeu răspunde prin aceste binecuvântări. Și Dumnezeu vorbește aici și spune, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Dacă ești deschis cu Dumnezeu, dacă trăiești în lumina ochilor săi, dacă nu te ascunzi de El, dacă alergi către El tot timpul, El este Cel care te învață. El îți spune ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. Te va sfătui și va avea privirea îndreptată asupra ta. Ce înseamnă asta? Dumnezeu are privirea îndreptată asupra tuturor tot timpul, pentru că El este omniprezent. Este un fel de a spune lui Dumnezeu, îi pasă de tine. El este implicat, El este cu ochii asupra ta, cum suntem noi cu ochii asupra copiilor noștri când îi lăsăm să joace în parc sau când îi lăsăm ca să joace cu alți copii. Suntem cu privirea îndreptată asupra lor. De ce? Ca nu cumva să se întâmplă ceva rău, ca întotdeauna să fim la dispoziția lor. Este un fel de a spune, Dumnezeu este alături de noi atunci când ne încredem în El. Și noi, în schimb, în această relație, și aici se schimbă focusul. Dacă Dumnezeu a intervenit în acest psalm pentru un moment și a vorbit într-un mod mai direct, acum revenim la David și David ne sfătuiește față de promisiunea lui Dumnezeu, care spune că El va fi implicat în viața noastră, ne va binecuvânta. David vine și ne spune și sumarizez, nu fiți proști, oameni buni, nu fiți ca și un cal, nu fiți ca și un animal, nu fiți ca și ceva care nu înțelege, nu are rațiune. Înțelegeți că avea pe Dumnezeu de partea voastră este cea mai mare binecuvântare. Înțelegeți că a putea comunica cu Dumnezeu, a putea intra în relație cu Dumnezeu este cea mai mare binecuvântare. Pe scurt, David spune, oameni buni, băgați-vă mințile în cap, nu fiți ca niște animale, nu fiți proști, nu fiți tâmpiți, luați seamă. Și apropiați-vă de Dumnezeu, pentru că omul cel rău nu beneficiază de această protecție a lui Dumnezeu. Cel rău, spune David, are parte de multe dureri. Dar cel ce se încrede în Domnul este protejat de Domnul, este înconjurat de îndurarea Lui. Și chiar în mijlocul necazului și chiar în mijlocul căderii, el întotdeauna are scăpare. Și în cele din urmă, atunci când ești într-o relație deschisă cu Dumnezeu, într-o relație de încredere cu Dumnezeu, Dumnezeu va fi în mod constant sursa bucuriei tale. Versetul 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Bucurați-vă în Domnul pentru că inima noastră este fără prihană. Și ce facem dacă inima noastră nu este fără prihană? Alergăm către Dumnezeul nostru, îi mărturisim păcatele noastre și El este bun ca să le spele, El este bun ca să le îndepărteze, El este bun ca să nu le mai socotească, El este bun să le ierte și să fie acoperite de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta vom fi sfințiți și viclenia și răutatea din inima noastră va fi înlăturată și vom fi cu inima fără prihană și vom fi cu adevărat bucuroși. Dacă nu simțim bucuria iertării, dacă nu simțim bucuria mântuirii, avem nevoie să avem o relație deschisă cu Dumnezeu. O relație în care nu ascundem nimic, o relație în care îi mărturisim totul. Și atunci mâna lui Dumnezeu care astăzi te apasă și zdrobește oasele din tine, și îți ia vlaga și te apasă cu scopul de a te face să realizezi în ce stare ești, va fi aceeași mână care te va ridica, care te va vindeca și care te va binecuvânta. Vă doresc ca să aveți, într-adevăr, o relație deschisă și de încredere cu Domnul Dumnezeul nostru. Amin?